să te întreb, Adrian, vreau să mergem puțin în timp. Vreau să te întreb cum ai ajuns tu să cânți, să devii artist? Pentru că eu știu că tu ai diplomă de inginer, tu la bază ești inginer. Da. De la meseria de inginer până la cea de artist e cale lungă. Da, e și nu e. Majoritatea vedetelor adevărate din România, și știu ele la cine mă refer, pe care le respect, au la bază facultăți tehnice, sunt ori ingineri, ori arhitecți și încântă publicul de zeci de ani de zile din România, pentru că așa erau vremurile atunci, trebuia să faci o facultate serioasă. După ce am câștigat premiul 2 la festivalul de la Mamaia 90, m-am lansat cu Laura Stoica, Dumnezeu să o odihnească, ea pentru mine n-a murit și nu va muri niciodată, vorbesc de ea ca și cum există, că știu pașii ăștia importanți din care i-am petrecut împreună. După care am cochetat cu televiziunea, am început să prezint emisiunea la televiziune, să fiu acel one-man show pe care și-l dorea toată lumea și iată am rămas și în ziua de astăzi un one-man show veritabil. Este grea viața de artist? Da, este foarte grea, dar este foarte frumoasă. Deci dacă pui pe o balanță cât de grea este și cât de nopți pierzi și cât de mult te consumi și psihic, mai ales, până la urmă să știi că merită. Pentru că viața de artist este unică. Pentru mine oamenii sunt egali și de-aia mă și iubesc, pentru că eu îi simt că oamenii mă iubesc. Tocmai pentru că eu le ofer absolut tot sufletul meu și leitmotivul meu în viață, știi care e, Roxana? Care? Și m-am ghidat după el și merge foarte bine. Să rămânem oameni măcar atâta timp cât știința nu a descoperit că putem fi altceva. Cum era Adrian Nenache în copilărie? Ai avut vreo greutate? Familia te-a susținut? Eram foarte sturlubatec. Eram foarte jucăuș, făceam foarte multe boacăne. Săream după blocurile care aveau unul sau două etaje. Săream de pe acoperiș și am făcut și o hernie, am fost și operat, m-am dus mama direct la urgență, la spital. Am jucat fotbal foarte mult, eram julit în fiecare seară, veneam acasă. La un moment dat au venit părinții mei de la o petrecere și eu am jucat fotbal foarte mult, în seara aia vreo 5-6 ore, cu vreo 4 echipe, nu știu, eram foarte entuziasmat. Și am căzut în barbă și mi s-a spart barba și jumătate de carne se odihnea pe cealaltă jumătate care era neatinsă. Deci carnea de aici era, stătea aici și eu n-am știut ce să fac și am pus așa frumos și am adormit. Și a venit mama și a pus mâinile cap. Uitați-vă la ea când doarme de descompus. Da, și multe, pentru că noi nu aveam atunci posibilitățile tinerilor de astăzi, ne găseam refugiu în sport, făceam foarte mult turism, descopeream peșteri, făceam nopți în peșteră, improvizam că vin stafiile, că vin tot, făceam tot felul de scenarii. De-aia am ajuns să joc tot felul de spectacole și în curând la Fantoma de la operă. Ai avut o copilărie foarte frumoasă. Da, 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 nu mi-a lipsit nimic. Dacă ai putea să dai timpul înapoi, ar fi vreun moment din viața ta pe care, nu știu, probabil ai face altfel sau... Nu, cred că aș respecta același drum pentru că aici e frumusețea. Care este cea mai mare frică a ta, dacă asta în cazul în care ai o frică? Nu mi-e frică decât de Dumnezeu și de stihiile naturii. Știu că ai o relație foarte strânsă cu fiica ta. M-ar interesa ce sfaturi importante așa de viață îi dai sau... Eu cred că i-am dat până acum. După care să se ghideze, care sunt cele mai importante? În primul rând să fie foarte stăpână pe ea și este foarte tenace, pentru că mi-a călcat pe urme și vine puternic din urmă în meseria asta. E foarte bine organizată. La un moment dat, eu fiind sătul de atâta organizare, mă mai organizează și ea în ultimul timp. Și întotdeauna am pus pe primul plan școala și am spus trebuie să ai o bază, pentru că să știi, eu nu m-am născut învățat și vorbesc eu cu publicul așa lejer, nu publicul din România, cu publicul de peste tot, vorbesc cu o lejeritate și tot din comun. De ce? Pentru că baza mi-a dat o școală și siguranța asta, că sunt un tip pregătit.